Fiecare regiune din țara noastră sau, după caz, fiecare oraș are un sfânt ocrotitor. Sfânta Tatiana ocrotește Craiova și toată Oltenia, Sfânta Parascheva ocrotește Iașul și toată Moldova, Sfântul Dimitrie Basarabov ocrotește Bucureștiul și toată Muntenia. Clujul și Ardealul de Nord se află sub protecția Sfântului Efrem cel Nou. Vă întrebați, poate, unde vrem să ajungem cu asta. Ei bine, se pare că și sfinții își adaptează puterile secolului nostru și dezvoltă abilități informatice. Sfântul Efrem cel Nou, protectorul Clujului, este cunoscut pentru că vindecă piatra la rinichi, constipația, coma datorată drogurilor și, cel mai important pentru noi, ajută la procese și repară calculatoare. Este un sfânt oarecum mai apropiat de vârsta noastră. Și spunem asta deoarece prima lui apariție a fost în 1950. De atunci, zeci de clujeni jură cu mâna pe Biblie că l-au văzut, că i-a ajutat în sesiune și că a recuperat fișiere compromise de pe calculatoare stricate. În momentul de față, moaștele Sfântului Efrem cel Nou se află la mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Florești, județul Cluj-Napoca. Una dintre cele mai mari minuni ale ocrotitorului Clujului s-a întâmplat însă aparent anul trecut. După cum se relatează în cartea în care se povestesc reușitele Sfântului, o persoană lucra pe un computer într-un fișier mare de 750 de megabiți. Lucrase de dimineață până la ora 16:30. La un moment dat a rectificat o greșeală din fișier, iar în acel moment programul a afișat Internal Error Bad Record Index, după care s-a închis automat. A încercat de mai multe ori să redeschidă fișierul, dar în zadar. Nu a reușit. Apoi omul și-a adus aminte de Sfântul Efrem cel Nou din Neamacri și cum l-a mai ajutat odată tot într-o problemă informatică. Așadar s-a rugat Sfântului Efrem cel Nou și s-a făcut de 3 ori semnul crucii peste computer. Spre marea sa uimire, nu numai că a reușit să deschidă fișierul, ci a putut să șteargă integral secțiunea coruptă, se arată în mărturisirile credincioșilor. Sau cel puțin așa am aflat și noi de pe blogul oficial al Sfântului Efrem, de pe site-ul creștinortodox.ro și de la ziarul de Cluj care a investigat aceste minuni informatice. Așadar, data viitoare, când va apare un blue screen înfricoșător și internetul sau serviciul IT din cartier nu par să vă poată ajuta, contactați-l pe Sfântul Efrem cel Nou, care s-ar putea să aibă o soluție miraculoasă pentru voi.